Bună dimineața, bine v-am găsit. Bună dimineața. Haideți, știți că trebuie să mergem la... Avem plăcerea astăzi de a-l avea printre noi pe primul ministru al României și ne propunem ca foarte repede, pentru că dânsul are un program foarte, știu eu, ocupat astăzi, să-i prezentăm ce este antibiotice. În 55 a început activitatea, la anul face 60 de ani. Practic, din 99 și până în prezent, am investit peste 30 de milioane de euro pe platformă. S-a dezvoltat un nomenclator de 137 de produse. Avem 8 fluxuri de fabricație, toate autorizate în sistem internațional GMP și Food and Drug Administration. Am dezvoltat laboratoare de cercetare pentru produse noi, centre pentru studii de bioechivalență și am investit în mediul. Practic, suntem o companie care are un sistem de management integrat. L-am pus la punct împreună cu Lloyd's Register din Marea Britanie. Este lider în România pe segmentul pulbărilor injectabile, 76% cote de piață, 70% din cefalosporine. Rețineți, ați văzut clădirea nouă, 70% înseamnă aproape 10 milioane de flacoane. Vor apărea prin hotărâre de guvern. Este bugetul multianual pe care l-am propus cu consolidarea profitabilității firmei. Gradul de îndatorare, vedeți că îl menținem constant. Salariații menținem constant. Lucrează 1465 de oameni pe platformă. Productivitatea muncii este în continuă creștere. Aici am avea o rugăminte. Poate cât mai curând să apară publicat în monitor oficial bugetul, pentru că 1000 de salariați așteaptă o creștere de 200 de lei pe care le-am promis-o la 1 mai, poate să le dau la 1 iunie. O mare bucurie pentru mine ca primar că să ai în oraș cu asemenea unitate cum este antibiotice. Am fost conștient înainte de a fi primar de importanța acestei unități și vă mulțumesc foarte mult că existați de ani și ani de zile și că faceți această unitate să fie performantă și modelul numai în România. În al doilea rând, sunt unul din cei care cunosc foarte bine istoria acestei unități, pentru că chiar din umbră, și ca primar și ca politician, m-am bătut foarte mult ca antibiotice să existe și să existe la Iași. Domnul director general nu poate să spună prea multe altfel, domnul președinte, dar eu pot să le spun, pentru că adevărul trebuie să iasă din când în când la egală, pentru ca să ne putem proteja și să fim mai vigilenți pentru viitor. A trecut prin perioade dificile, în care efectiv se dorea vânzarea antibioticilor, licitații cu strigare, după aceea altă nebunie care a fost efectiv să devină zonă imobiliară și așa mai departe. Vreau să vă spun că m-am opus total, iar cei de la București, de la centru și special de la, din PSD, s-au opus total, dar cu cea mai mare vehemență ca această unitate să fie desființată. Mai mult de atât, în clipa în care a devenit prim-ministru domnul Victor Ponta, am găsit toată ușa deschisă la dumneavoi, inclusiv cu domnul ministru Cepoi la acea vreme, ca să putem ajuta antibiotice la un început prin directorul nostru general, prin domnul Iannari. Vreau să vă salut și eu, să vă spun că e prima dată când mă bucur că mă trezesc dimineața cu antibiotice. Nu mi s-a mai întâmplat să am așa o bucurie, însă realmente am vrut, fiind în Iași, deci pentru alte evenimente, să vin să vă transmit faptul că știu ce înseamnă antibiotice Iași, că într-adevăr, după primele zile,
De când am asumat funcția de prim-ministru, domnul ministru Cepoi, domnul director Nani și domnul primar mi-au spus să ai grijă de antibiotice, nu cumva se vândă, în primul și în primul rând. Și în al doilea rând, să avem grijă să sprijinim prin ceea ce se poate sprijini. Nu mai știu cum a fost cu profitul. Așa. Să nu vă simțiți persecutați, că domnul Gherghina vrea să ia de la toată lumea, nu doar de la dumneavoastră. Adică faptul că dumneavoastră nu vi l-a luat e o excepție fericită. În același timp însă vreau să spun, pentru că mă aflu în fața unor oameni care știu mai bine chiar decât mulți alții subiectul. În acest domeniu au fost două proiecte importante. Unul de succes, cel de la antibiotice, și categoric sunt convins că veți avea în continuare succes. Și unul, un eșec până acum, Institutul Cantacuzino. Diferența e cine s-a ocupat. Aici s-au ocupat oameni care au știut, dincolo domnul ministru Nicolescu, mi-a spus, mă ocup personal. În general am încredere în oameni până la proba contrară și n-a ieșit bine. În continuare cred însă că pentru România să aibă proprii producători într-un domeniu atât de competitiv și atât de dificil și cu atâtea presiuni și forță în ceea ce privește importurile, e realmente un domeniu strategic. Așa încât veți fi tratați ca un domeniu strategic care trebuie să primească un sprijin special, nu ca pentru orice alt domeniu economic. Sunt absolut convins că antibiotice deja reprezintă un brand pentru România și noi avem foarte puține branduri cu care să ne mândrim pe plan internațional. Deci eu cred că trebuie să aveți acest sprijin pentru că reprezentați mai mult decât o societate comercială, reprezentați un brand pentru Iași și pentru România. Aveți însă în același timp de la mine, acum cu domnul ministru Bănicioiu, care sper să am o relație mai bună decât cu fostul ministru, aveți obligația să dezvoltați antibiotice și mai ales să găsiți o soluție și pentru Cantacuzino, pentru că sunt totuși brandul românești pe care, uite, unul a avut succes, unul nu. Și eu cred că putem să avem succes în ambele părți. Iar în ceea ce privește partea cu profitul care rămâne la antibiotice, eu pot să vă spun doar cât voi fi eu prim-ministru, nu vă mai luăm profitul. De pentru viitorii prim-ministri nu pot să-mi asum eu acest lucru. Așa încât, dar deocamdată pentru o perioadă de timp, nu știu dacă 10, cred că e cam mult, e ca și cu durata... Măcar 8. E ca și cu durata până când expiră un antibiotic. Eu zic că 10 sunt cam mulți pentru oricine, dar până atunci, categoric, atâta timp cât reinvestiți profitul, cred că trebuie să rămână la dumneavoastră. E, știți foarte bine, de la 1 iulie, pentru cam toate ramurile productive am scutit de impozit profitul reinvestit. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră, nu doar că va fi scutit de impozit, dar în primul rând trebuie să rămână aici și cred că Guvernul României se descurcă și fără cele 10-15 milioane de lei pe care eventual le-am luat, le ia domnul Gherghina de la dumneavoastră, însă pentru dezvoltarea capacităților de producție și pentru a rămâne competitivi în ceea ce eu cred că e cea mai mare, sau cea mai competitivă industrie din lume, mă uit la câți bani se bagă în America, în Europa, în acest domeniu, singura șansă ca antibiotice să rămână competitivă, să rămână un brand al României, este să puteți să investiți în continuare. Aveți management, aveți niște oameni extraordinari. Mă bucur enorm de mult că 1500 de ieșeni lucrează în continuare la dumneavoastră. Eu m-am dus și am felicitat companii internaționale mari care au creat 300 de locuri de muncă sau 400. La dumneavoastră ce să spun la 1500? Să spun de 4 ori. Mulțumesc cât le-am mulțumit altora și realmente mă bucur foarte tare că oamenii profesioniști și oamenii buni sfințesc locul și că putem să avem un brand românesc antibiotice care sunt convins că va avea performanță și după ce nu voi mai fi eu prim-ministru. Mulțumesc mult și mult succes! Antibiotice Iași reprezintă un brand național. Nu este doar o simplă unitate de producție, ci este un motiv de mândrie pentru noi faptul că de atâția ani am reușit să avem producție în România, să o salvăm de toate pericolele din ultimii 15 ani, când se dorea desființarea, se dorea privatizarea, se dorea orice altceva, numai să importăm din alte țări și să nu mai producem în România.
că mă bucur foarte tare că există un management performant și îl felicit pe domnul director Nani și toată echipa domniei sale. I-am întâlnit, cei mai mulți lucrează de 20, de 25 de ani în această unitate. Cau din partea guvernului tot sprijinul în sensul în care profitul poate să fie reinvestit, tot ceea ce dânșii au cerut în ceea ce privește partea de legislație, de sprijin financiar pentru continuarea investițiilor și că mă aștept de la echipa de management atât de performantă de la antibiotice să ne ajute să salvăm un alt brand românesc, Institutul Cantacuzino, care din păcate n-a avut șansa să aibă oameni la fel de profesioniști sau de bine intenționați și care încă se află într-un moment, să zic, dificil. Ori pe baza managementului și a bunei credințe pe care au dovedit-o cei de aici de la antibiotice, împreună cu domnul ministru Bănicioiu, cu toată echipa de la Cantacuzino, sunt convins că putem salva și al doilea brand românesc și în felul acesta vom avea satisfacția de a importa mai puțin, de a avea mai multă siguranță în ceea ce privește producția de medicamente și inclusiv de a crește exporturile, pentru că acum antibiotice este prezentă în toate continentele lumii. Deci am vrut să-i felicit și să le mai dau o sarcină, că știți cum se spune, cine muncește bine mai primește încă o sarcină și sunt convins că se vor achita foarte bine. Mai un ultim lucru, la antibiotice Iași, acționar majoritar în continuare este statul și un exemplu că există și societăți la care guvernul este acționar majoritar și pot să funcționeze foarte bine. Nu e singur exemplu, mai sunt și altele, dar cu atât mai mult mă bucur că am fost azi aici și am putut să le transmit direct mulțumiri și admirația mea. Ați avut oferte pentru privatizarea antibiotice? N-am avut oferte pentru că din 2012, de când am preluat guvernarea, după discuția pe care am avut-o cu ministrul de atunci, domnul Cepoi, și cu domnul director Nani, și evident și influența primarului de Iași, am anunțat foarte clar că nu se vinde antibiotice, așa încât n-am avut oferte că nu era de vânzare. Și nici nu va fi. Cantacuzino, cum poate fi salvat, concret? E un pic mai complicat și o să vi-l las pe domnul ministru Bănicioiu și cu domnul Cepoi să vă explice. Important este că anul trecut, la începutul anului trecut, l-am întrebat pe domnul ministru Niculescu dacă își asumă programul de salvare a Institutului Cantacuzino. Eu n-am crezut în el, că vorbisem cu alți specialiști. Dar mi-a zis, da, eu mi-asum toată responsabilitatea, acum nu mai e ministru, ce pot să-i fac? Important e că am pierdut un an și am pierdut mulți bani. Da? La care muzeu veți merge în seara asta? Stați să ajung acasă în București, dacă reușesc să ajung în București, dacă nu s-au culcat copiii, o să mergem în mod sigur. Unde? Vă anunț atunci, că dacă vă anunț de pe acum, facem un pool de presă, ori ideea este că dacă merg cu Irina și cu Andrei să vadă și ei ceva, nu doar camere de luat vederi. Da? Domnule, da. Vă rog. Societatea antibiotice îndeplinește toate condițiile legislative pentru a fi declarată unitate strategică. Aveți în calcul acest lucru? Sincer, e declarată deja, nu? Declarată. Da, ideea este că vor avea și vor beneficia de toate, de tot sprijinul posibil la nivelul Uniunii Europene, știți foarte bine, sunt diverse restricții, dar antibiotice este o unitate strategică pentru România, rămâne în continuare în proprietatea majoritară a statului român și tot ceea ce ține de sprijinul pe care putem să-l acordăm în mod direct, în sensul de a nu mai lua profitul, cum se întâmpla în anii trecuți și a fi lăsat pentru investiții, am spus foarte clar că răspunsul este da. Antibiotice vrea să-și extindă activitatea spre piața din China, își va restringe activitatea de pe piața din Rusia? Asta e o întrebare pe care nu mi-o trebuie să mi-o adresați mie, adresați managementului. Că eu nu mă ocup și nu vreau să se ocupe cineva de la București de managementul antibiotice. Cred că s-au ocupat foarte bine cei de aici. Și ideea principală este de a își extinde activitatea de producție și de a-și extinde piețele de desfacere.